Cei 5 turiști, 2 femei și 3 bărbați din municipiul București au rămas blocați cu autovehiculul în zăpadă, fiind în imposibilitatea de a-și mai continua deplasarea pe drumul montan. Aceștia au fost sprijiniți de jandarmii montani să deblocheze mașina și au fost însoțiți în condiții de siguranță până în zona Boloboci, în prezent fiind în afară oricărui pericol. Turiștii aflați în dificultate în masivul montan Buceci pot apela cu încredere numărul unic de urgență 112 pentru a solicita imediat sprijinul jandarmilor montani. De asemenea, pentru evitarea situațiilor nedorite, turiștilor li se recomandă să consulte prognoza meteorologică înainte de a pleca în zona montană. Să aibă autovehiculele de teren echipate corespunzător pentru condiții de iarnă, să folosească drumurile deschise circulației și să solicite sprijinul jandarmeriei montane specificând următoarele: datele de identificare ale persoanei care anunță, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor și locul unde sunt persoanele aflate în dificultate.